la Miami, Serena Williams a fost umilit de japoneza care a desfinat-o pe Simona Halep, iar Irina Begu spulberat de locul 93 VTA. Irina Camelia Begu, locul 37 VTA, a fost învins, miercuri, de sportiva american Danielle Collins, locul 93 VTA, în primul tur al turneului de la Miami. Begu, care a acuzat-o accidentare, a fost învins de Danielle Collins, scor 6-1, 6-1, după 62 de minute de joc. Collins a jucat în calificări la Miami Open, unde a ajuns după un turneu bun reu subliniere IT la Indian Wells. Begu rămâne în competiție la Miami, unde va evolua la dublu alături de Simona Halep. Japoneza Naomi Osaka, cea care a câștigat titlul la Indian Wells, după ce a desfinat-o pe Simona Halep cu 6-3, 6-0, a umilit-o pe Serena Williams, în primul tur, la Miami. A fost 6-3, 6-2, pentru Osaka. Meciul a durat o oră sublinierei 18 minute. Francuzoae Cauchanedodin, locul 98 VTA, prezent pe tabloul principal ca Lucky Loser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, în turul 2 la Miami Open. Dodin a trecut în primul tur de Veronica Cepederoi din Paraguay, locul 78 VTA, scor 6-4, 7-6, 3, 6-3, după 2 ore sublinierei 14 minute de joc. Halep sublinierei Dodin nu s-au mai întâlnit până în prezent.